seara! Hei, bună seara! Cum vă simțiți? Foarte bine! Fantastic! La fel și eu. Sper să ne transmitem unora altora această energie. Să rămân aici. Bă, în seara asta mă simt foarte, foarte curajos și aș vrea să vorbesc despre un subiect foarte delicat. Aș vrea să vorbesc despre o mare categorie de femei din România. Bine, mare la... Mai sus, da? Mai la... Prea mă descurc eu cu microfonul. Deși cu freza aia, mare. Dar să revenim la categoria despre care voiam eu să fac referire, de fapt, și anume femeile urâte. Femeile alea care, știți, oricât, pe care oricât ai încercat să le faci frumoase, bă, n-ai cum, bă, tot de rahat arată. Ele nu înțeleg un lucru și pe mine mă enervează. Bă, dacă ai un și un tort, bă, n-ai cum, dintr-un faci un tort. Bă, asta e imposibil. Deci dacă îl chem pe șef Scărlătescu, da, care, după părerea mea, este cel mai bun din România în a găti, bă, nu poți să o dreagă, n-ai cum, imposibil. Vine. De când a început, ați simțit că ceva e în regulă? I-am simțit că ceva pute acolo. Da? Da. Eu n-am fost nimic. Să revenim. Eu revin, de fapt, la un subiect care pe mine m-a măcinat foarte mult. Scărlătescu? Stai așa. Fosta mea prietenă. Și anume, fosta mea prietenă. Bă, tipa asta, bă, era atât de urâtă, că dacă o faci rahat, bă, te belesteamă rahatul din tine, știi? Te consipi imediat. Rămâi ceva din... Hai, bă, ce ai? Uite, bă, nu ies. Hai, bă, că am nevoie, bă, ești nebun, trebuie să plec. Uite, bă, mă compar cu aia, nu ies, bă, frate. Ceva de genul ăsta. Eu cred că ea când se ducea la baie, bă, se c***e ce unul în ea. N-avei, bă, din acolo, puteai să dudui de-a ta c***e, pe cuvântul meu doar. Da, o c***e, Doamne ferește. Deci, pe cuvântul meu doar, ea și când plângea, bă, zici că avea diaree la ochi. Că și ziceam, băi, femeie, băi, dacă știi că îți vine a plânge, uite, bă, la baie, băi, nu păta mie canapea, băi, ce-și... Bă, și eu prost am fost eu, de fapt. Logic. Eu am fost prost, pentru că ascultam ce ziceau prietenii mei. Că ziceau că, bă, nu exteriorul contează, bă, interiorul ăla e important la o femeie. Și cu ăla rămâi, tu știi? Păi, dacă iau un aici, adică, și dau cu mâna așa prin el, adică, în interior, ce găsesc? Perle, ele? Nu, sper că nu, că nu. Hai, frate. Deci nu găsesc chinele sau perle, ziceau, tot răhate, știi? Că ce-ar fi fost, da? Să fi venit eu obosit de la muncă, să fi intrat în casă și pe covor, bă, un rahat. Discuția ar fi fost ceva de genul. Bă, femeie, bă, tu ești tâmpită, bă? Bă, cum să... În casă aici, bă, ca oaia? Prostule, am vrut să... Surpriză. Băi, adică că ești Andreea Marin, băi. Ce să ai, surpriză mi-ai făcut tu mie. Nu, prostule, uită-te în interior. A, păi ce nu zici așa, mă? Ia când se c***a, știi, ca să înțelegi de asta, trebuia să funcești. Păi dacă îi dădeai mult să mănânce normal, fata, ce să ea era, și era concepută, avea structura, era făcută. Bun, putem să o cunoaștem, mai o poză pe Facebook? Nu. Ceva, un... Sau că nu, sunt mândru și n-are rost să fac. Da, jur că m-ai făcut curios, deci eu n-am văzut pe nimeni să vorbească atât de urât despre fosta prietenă. Da. Și dacă o zice Chelu, tu îți dai seama, adică e, bă... Și e atât de mult despre... Nu, vorbea despre o femeie. Eu nu sunt genul ăsta. Bă, nu, eu cred că îi place mai mult, sincer. Bă, nu, eu nu sunt genul ăsta de stand-up. De ce v-ați despărțit chiar? Era de... Nu mai contează, vorbim la final. Am, nu, serios, că acum ăsta e farmecul. Asta a fost o glumă extraordinară, care? Jur. Asta, de ce v-ați despărțit? Nu pot să râd acum pentru că mi-e rău, dar o apreciez într-un sfert. Dă-i cu înainte. Păi da. Auzi, ar putea să nu te-a cu înainte. Da, n-am putea. Bine. Să nu mai... Mai urma ceva, o pasaj scurt, așa, dar nu. Tot cu... Nu, ăla nu. Atunci era încheiere. Spune-l. Bun, voiam să vă spun că niciodată nu i-am dat numărul meu de telefon ei, pentru că nu voiam să mă facă de public când mă sună. Și atunci a venit ea deodată la un moment dat, a venit la un moment dat nervoasă la mine și mi-a zis că, bă, dă numărul meu, nu știu. Stai, bă, că ți-l dau. Și l-am scris pe o foaie, l-am dat și am zis că ăsta a fost numărul meu. Mulțumesc. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!